astăzi vom prelevi o întâlnire așa peste ani și sperăm din suflet să fiți mulțumite și noi suntem foarte mulțumite că vă vedem aici. Vă asigurăm că am încercat și eu zic că am și reușit să menținem ștacheta sus, așa cum a fost încă din 1974, a lucrat grădinița cu copii, nu sunt niște afirmații gratuite. Adevărul pentru că el este susținut de cererea mare de a părinților pentru a-și înscrie în continuare copiii la grădinița noastră. La eveniment a fost prezent și primarul râmnicului Emilian Frâncu, care a ținut să felicite cadrele didactice pentru felul în care a fost organizat evenimentul. Sărbătoarea de astăzi să fie un prilej nu numai de depânare de amintiri, dar și de bucurii, pentru că vedeți că zi de zi grădinița Nord 2 arată tot mai bine și cred eu că își îndeplinește menirea. Aceea de a-i face pe copii să se integreze mult mai ușor în societate. Și am văzut și expoziția frumoasă, o expoziție de nivel național. Cred eu că vă face cinste și pentru că astăzi este ziua apei, eu cred că tema aleasă a fost una binevenită. Doamne, nu mi-a pus să iau ochii, vă vor la tot noroc. Răsundeți parfumul meu, răsut de parte meu. Aș bătrâne ne numim și ne place să trăim printre spicele de grâne din care se face pâine. Suntem alărețe, ale prinse minunate, sate de petale parfumate și zubit frumos rodat. Unde noaptea e sub cerul, scumpei noapte românii, într-un sat căia se zice, cu moșnea ce avea pe-i fi. Eu, ia! Vă plac dinții mai? Nu! Aveți și uniți? Da! Rămâneți acolo! Da, e acolo! Hai acolo! Zâmbiți, vă rog! Cine zâmbește frumos? Bravo! Ia, uite ce de copii care știu!